Președintele Senatului Florin Câțu și-a anunțat demisia, a anunțat liderul PNL Nicolae Ciucă. El a prezentat că interimatul șefiei Senatului va fi asigurat de Alina Gorghiu. Conform știri diaspora.ro, ținând cont de activitatea guvernamentală și parlamentară, de responsabilitatea PNL și de nevoia de coerență a măsurilor care trebuie luate la nivelul guvernului și în deplină concordanță cu deciziile luate politic la nivelul coaliției, au avut loc dezbateri și în urma acestor discuții, președintele Senatului Florin Câțu și-a anunțat demisia, a anunțat liderul PNL Nicolae Ciucă. El a precizat că funcția de președinte al Senatului cu delegare de atribuții va fi exercitată de Alina Gorghiu. Florin Câțu spune că va face în continuare politică. El spune că Nicolae Ciucă și Lucian Bode i-au cerut demisia. Nu am vrut să-i pun pe colegi în situația penibilă să voteze împotriva conducerii partidului. Președintele partidului și secretarul general mi-au cerut demisia. Mi s-a spus că mi s-a retras sprijinul partidului. Este o funcție politică. Bineînțeles că în aceste condiții nu am vrut să-i pun în situația penibilă pe colegii mei, pe unii dintre ei, să voteze împotriva conducerii partidului, spune Florin Câțu. El precizează că i s-a reproșat că a făcut declarații aceleași de ani de zile împotriva unor măsuri care fac rău românilor. Politică, exact ce am făcut și înainte. Acestea sunt funcții pe care le primești în urma activității pe care o ai, aceea de senator. Funcțiile nu sunt pe viață, să nu fim ipocriți. Astăzi se văd rezultatele, inflație, dobânzi, perspectivele unei crize majore nu vin din neant. Există o guvernare, afirmă Florin Câțu, relatează știri diaspora.ro.